Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi voi instala Linux, Kali Linux, pe acest USB. Și chestia este că orice modificare care este făcută în acel sistem, când este butat de pe USB, va rămâne exact făcută modificarea. Nu se va reseta după fiecare restart al sistemului de pe USB. Bun, în primul rând, avem nevoie de imaginea sistemului de operare. O să o descarc direct de pe site-ul celor de la Kali Linux. Ăsta este pe site-ul lor. Aici, Get Kali, și o să aleg opțiunea asta, Live Boot. Aici sunt mai multe arhitecturi, cred că așa se numesc, nu știu, în fine, 64 și 32 și aici pentru Apple Silicon, dar eu deja am descărcat versiunea care pot să o utilizez eu, adică 64 de biți. Bun, după ce descarci aici sistemul pe care vrei să-l descarci, următorul pas ar fi Rufus. Pe acesta îl voi folosi, așa, îl descarci de aici. Eu am descărcat această versiune, asta, Rufus 4 portabil, din data de 17 aprilie. Bun. După ce faci acești pași, este foarte simplu ce urmează. Ai un USB, îl introduci în așa. Nu, ăsta. Alt. O să folosesc alt USB. Așa, îl introduci. Apoi mergi în locația unde ai descărcat Rufus-ul. Execută ca administrator. Apoi selectezi unitatea USB pe care vrei să o folosești. Așa, aceasta este. Selectezi imaginea ISO cu sistemul de operare pe care l-am descărcat eu mai devreme, dar m-am arătat cum se face. Așa, apoi deschide. Avem aici un buton pe care trebuie să-l dăm până în capăt. Aici este foarte important pentru că selectezi spațiu. Uite, și scrie aici partiții persistent, adică modificările pe care le faci în interiorul acestei partiții va rămâne chiar și după ce restartezi sistemul. Așa, și apoi start. Așa își va descărca în funcție de versiunea de Rufus pe care o aveți câteva fișiere, deci trebuie să fii conectat la internet. Așa. Bara aceasta va ajunge până în capăt după ce ai dat start și apoi când va scrie aici complet în loc de gata aici sau gata, închide și restartăm calculatorul, adică îl închidem. Dacă ați făcut bine procesul, va rezulta un stick în care se află sistemul de operare Kali Linux. Așa, acum o să verific eu dacă s-a oprit. Așa, s-a oprit calculatorul, laptopul în cazul meu. Introduc aici USB-ul pe care l-am făcut bootabil. Repornește, adică pornește calculatorul. Așa, și acum trebuie să buteze de pe USB. Și cum fac asta? În cazul meu, ăsta este un HP. Căutați și voi pe Google, adică, na, fiecare PC sau calculator sau laptop sau cum vrei tu să zici, are o metodă diferită. În funcție de model și de anul în care e făcut, o metodă diferită prin care poți să butezi de pe un anumit
drive. În cazul meu, ESC și boot meniu este 9, F9. Așa, și aleg USB-ul. USB Kingston, Enter. Și acum sunt mai multe opțiuni din care poți alege. Eu pe care o voi alege este aceasta. Live System with USB Persistent Check KaliLinux.org. KaliLinux.org. Așa, și mai este una aici pe care încă nu am încercat-o, dar cred că singura modificare este criptarea. Dar astăzi o să încerc singura opțiune cu care am mai avut contact, adică Live System with USB Persistent, check kali.org. Enter și acum urmează să buteze în sistem. Acum s-a încărcat interfața și voi încerca să creez un fișier pe care să îl pot accesa și după ce restartez instanța. Bun. Arată ca un desktop normal. Bun, el încearcă să acceseze ceva așa. Deci. Ok. O să creez, dacă pot, un fișier aici. A document. Create. Și acum ăsta este property mousepad capacity, în orice caz open, se deschide și o să trec aici o parolă 1, 2, 3, 4. Salvez și acum închid fișierul. Verific dacă s-a salvat. Bineînțeles că se încarcă greu sau foarte rapid în funcție de capacitatea USB-ului lui. Așa s-a salvat și acum o să aleg să-i dau shutdown. Să înceapă procesul de shutdown. Așa, trebuie să-l lași să nu corupă fișierele, pentru că se poate întâmpla să se corupă fișierele dacă nu-și termină procesul de shutdown. Perfect. O să verific dacă s-a oprit. S-a oprit. Acum repornesc Kingston. La fel, același mod. Enter. Se încarcă. Încă o dată o să aștept. Bun, și acum se încarcă desktop-ul și ar trebui să apară fișierul pe care l-am creat. Dacă apare, asta înseamnă că mi-a reușit videoclipul. Dacă nu, o să trebuiască să, nu știu, să-l postez așa. Tot atunci nu ar mai fi ce spune în titlu. Ah, uite că avem un fișier aici. Open și dacă scrie 1, 2, 3, 4, înseamnă că am reușit. Bate palma. Pa! Bun. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați. În sensul că nu uitați lucruri. E foarte important să nu uitați lucruri.